Articolul GSP, postat marți 3 mai 2022, ora 17:24 de minute, actualizat marți 3 mai 2022, ora 17:46 de minute. Ioan Andone, fost antrenor al unor echipe precum Dinamo, Rapid și CFR Cluj, consideră că Florin Tănase are calitățile necesare pentru a juca la o echipă la Villarreal, în sezonul acesta, în semifinale. Aligi. Ioan Andone îl merită pe Florin Tănase, care este golgheterul actualului sezon de campionat. Fostul antrenor crede că capitanul FCSB poate juca la echipe importante din Europa de Vest, precum Villarreal, semifinalele Ligii Campionilor din acest sezon și Valencia. Liderul galeriei Rapid, după ce Becali prezintă finala cu CFR Cluj la Julești, nu suntem împotrivă. Ioan Andone, Florin Tănase va lupta pentru locul de start la Valencia, la Villarreal. Tănase este pregătit pentru un club bun. Este pregătit pentru un club mare din vest. Nu mă refer la Real Madrid, Barcelona, Bayern, Manchester City, dar poate juca pentru un club bun din Europa. La Valencia, Villarreal va juca și va lupta pentru titlu fără probleme. Nivelul lui Tănase este foarte bun, cu peste 200 de jocuri în Liga 1. Este un jucător gata să joace în afara unui club occidental bun. Cred că se poate vinde cu milioane de euro. NR5, NR10, NR7 sau NR3. Poate juca în Spania, poate juca în Italia. Are capacitatea de a juca acolo, aleargă mult, este și pe scena defensivă. Acesta este un jucător gata să plece în străinătate, a anunțat Andone pentru AS/RO. Golgheterul din Liga 1 sezonul trecut, când a avut 24 de reușite, Tănase ocupă primul loc la clasa marcatorilor cu 18 și în acest sezon. Contractul dintre Tănase și FCSB are o clauză de reziliere de 3 milioane de euro care a intrat în vigoare iarna trecută, dar nu a fost activată de niciun club. Mai multe știri din Liga 1. Tactica lui Dinamo a fost decisă de arbitru, antrenorul decide să renunțe la 2 jucători. Ceva nevăzut la TV, scandal după FCSB, FC Argeș. Dodel Tănase s-a oprit brusc în fața peluzei, când îl învinovățesc, ne înjură.